Ne-am parcat aici, în găoacea asta. Salutare! Aici e 11 noaptea și eu m-am dus să-mi pun mașina la încărcat. Mașina electrică la încărcat. Pentru că m-am mâncat în fund, ca în vacanță, să-mi închiriez mașina electrică. Și o să vă povestesc în continuare în clipul ăsta ce am pătimit eu aici în Mallorca pentru că am închiriat mașina electrică. La 8 dimineața mă trezesc și primul lucru... Nu fac pipi, nu beau cafeaua, mă duc direct să-mi iau mașina, un sfert de oră. Ca disclaimer, vă spun că nu e vorba de o chestie anti-mașini electrice. E vorba de ce înseamnă să ai mașină electrică în vacanță, pe o insulă sau într-o țară unde nu știi cum merg lucrurile. Problema este că trăim acum o perioadă de haiducie a celor care dezvoltă aplicații și care dezvoltă rețele de încărcare de mașini electrice. Practic, 9 din 10 cred eu că fac business-ul ăsta doar pentru a-l vinde peste un an sau peste doi. Trebuie pentru care nu sunt deloc atenți la ceea ce simte clientul, ci unicul lor scop este să-și facă o bază de clienți cât mai mare, să adune cât mai multe date de la cei care încarcă la locurile lor de încărcare, pentru a vinde acest business, a face exit într-un an, doi sau trei. Și atunci fac niște mizerii de aplicații, nu investesc deloc în povestea asta. Eu deja sunt căpiat cu mizerile de aplicații care a trebuit să mă descurc aici ca să pot să-mi încarc mașina și asta este ceea ce vă voi povesti în continuare. Deci, fiți atenți dacă vreți să vă închiriați mașină electrică în străinătate, în momentul ăsta, s-ar putea să treceți prin chestii similare. Salutare! Băi, hai că-mi propusesem să vă povestesc despre ce înseamnă să închiriezi mașină electrică în vacanță. Adică ce înseamnă să te mănânce în fund, cum ne-am mâncat pe noi. Pe lângă toate acele lucruri pe care cred că le știți deja despre mașinile electrice, cum că trebuie să ai timp mari de încărcare, stai pe lângă mașină 2-3 ore până încarcă, găsești destul de greu stațiile de încărcare, concret, noi suntem în Mallorca acum și puteți să vă închipuiți, dacă aveți mașină clasică, că din 5 stații de încărcare clasice rămâne doar una care e de încărcare electrică. Și din astea puține electrice care rămân, din 5 electrice, doar una va funcționa. Dar voi le veți încerca și pe celelalte 4 și veți pierde timp fugind de la o stație la cealaltă. Pe lângă asta, procesul de plată este absolut execrabil. Pentru că pentru a vă alimenta mașina electric, trebuie să vă descărcați aplicații. Și stațiile astea de încărcare au fiecare aplicația ei. Adică dacă sunt 5-6 stații de încărcare, cu siguranță va trebui să descărcați 2 sau 3 aplicații. Din aceste 2-3 aplicații, probabil doar una va funcționa. Dar în toate veți încerca să vă băgați toate datele. Toate datele însemnând nume, prenume, nume, număr mașină, adresa de acasă, număr de telefon, adresa de e-mail, parolă nu știu de care, cu nu știu câte caractere. Primiți un mesaj pe e-mail pe care trebuie să-l confirmați. Și într-un final, probabil după toată această nebunie, mi-a luat câteva ore bune, veți reuși să dați drumul la încărcarea mașinii. Adică să înceapă mașina efectiv să încarce. Pentru că altfel n-aveți cum. Dacă n-aveți aplicația, nu aveți cum. Sau nu veți putea să scoateți la sfârșit ștecherul și să plătiți. Și mai nasol. Ce mai e de luat în calcul? Dacă mergeți la subsol, în parcări subterane, unde mai există încărcătoare electrice, nu o să aveți semnal. Neavând semnal, nu puteți da drumul la aplicație. Neputând să dați drumul la aplicație, nu puteți să folosiți acele stații. Deci nu vă duceți la stațiile care sunt în subsoluri. Apoi, pentru o încărcare, cel puțin aici în Mallorca n-am găsit mai bune de 7,4 kW stațiile, care în realitate încarcă cu vreo 4, 3, 4, ceva de genul ăsta. Cum o mașină are nevoie de vreo 25-30 de kW ca să se încarce, vă dați seama că aveți nevoie de vreo 5-6 ore minim, 4 ore, mă rog, depinde cât de descărcată e, ca să încărcați ceva. În alea 4 ore, ce să faceți? Ori vă căutați stațiile care sunt mai apropiate de ceva de făcut, gen mall, plajă, dar greu de găsit genul ăsta, ca să nu mergi 2-3 km pe urmă, de la mașină și până înapoi la mașină, sau dacă găsiți undeva prin mall, cum a fost cazul, sau printr-o stație de genul ăsta, o să pierdeți în jurul mașinii cele 3, 4, 5 ore pe care trebuie să le petreceți ca să încărcați. Sau luați un taxi și vă duceți de acolo și vă întoarceți la mașină. Dar vă costă taxiul cât v-ar fi costat o încărcare sau o benzină normală. În timpul ăla de 4-5 ore, cheltuiți bani.
cheltuiți bani, că n-ai ce face, te învârți pe acolo, cât o să stai, după o oră, două, încep să becă, zici, bă, ce mai mai fac eu pe aici? Și pe lângă faptul că te apucă frustrările, că arzi gazul, pierzi timpul, ești în vacanță și tu stai să urmărești o mașină care se încarcă, repet, mai te apuc și cheltuie o grămadă de marafeți și până la urmă nu mai devine deloc o chestie eficientă economic, ci una mâncătoare de nervi și mâncătoare de toate, de spume și de toate. Pentru că e nasol să stai în vacanță, să te uiți după tot, nu mai zic de timpul pierdut acasă, ca să găsești unde naiba să încarci, să te uiți pe fiecare aplicație, unde are centrele de încărcare. Aplicațiile sunt execrabile. Execrabile, sunt făcute probabil de un IT-ist care are două mâini stângi și jumătate de creier pe partea dreaptă. Deci nu au niciun fel de user experience, nimic friendly, totul este contraintuitiv. Efectiv am umplut de spume. Asta a fost primele 3 zile de vacanță. Acum suntem în a 5-a, deja un pic m-am obișnuit cu ideea. Și asta este, am găsit lângă noi, lângă casă, însemnând la, nu știu, 10 minute, un sfert de oră de mers pe jos. Deci mă duc, las mașina un sfert de oră, mă întorc acasă, dacă o găsesc pe aia liberă, și mă duc pe urmă din nou încă o dată ca să o iau când se încarcă. Avem baftă, că avem una relativ aproape de casă, dar dacă n-aveam stația asta, nu știu ce făceam, pe cuvânt, adică eram complet în pop. Pe lângă asta, mașinuța pe care am luat-o, Fiat 500, are autonomie teoretică de 260 de km. Practic faci vreo 210. Orice distanță, noi suntem cam în centrul insulei, dar dacă vrei să vezi Mallorca, orice distanță e undeva la vreo 70 de km în orice direcție. Deci un dus întors sunt 140 de km. 140 de km ți-au omorât un rezervor. Mai îți rămân probabil de mers până la stația de încărcare sau până la supermarket unde lângă. Deci cam în fiecare zi trebuie să treci prin toată povestea asta. E cumplit. E cumplit pentru că asta e. Trebuie să pierzi o grămadă de vreme, ești în vacanță și nu mai bătaia asta de cap nu ai. Nu ai nevoie de ea. Deci dacă sunteți în vacanță și nu știți locurile, eu zic să mergeți după varianta clasică, de mașină clasică. Dacă sunteți acasă sau aveți încărcător acasă peste noapte, bineînțeles, se schimbă complet datele problemei. Eu nu stai aici să judec oamenii care și-au mașini electrice, că e o treabă super bună. Dar în vacanță, unde nu știi aplicațiile, nu știi limba, mai mult, nu o să-ți accepte de multe ori stațiile de încărcare dacă nu e mașină din Mallorca. Și unele centre de astea de închiriere auto nu au număr de Mallorca și atunci nu o să poți. Dacă tu nu ai card de Spania, nu-ți acceptă plata. Dar abia am reușit ieri să plătesc o parcare, apropo, că noroc aveam un card de Spania. Și dacă n-ai număr de telefon de Spania, unele aplicații nu vor permite înregistrarea. Și atunci te umpli de toate acele frustrări care te îngrași. Și încă ceva, eu sunt un caz super, super fericit, pentru că la 12-15 minute de mers pe jos de locul în care locuiesc, este această stație electrică unde pot să încarc. Altfel, pur și simplu obeleam, pentru că trebuia să mă duc, cine știe cât, 3-4 km, să las mașina, să mă întorc pe jos sau cu un taxi, să mă duc pe urmă să o iau după 4, 5 sau 6 ore. Deci eu am marele noroc că am găsit aici o stație care funcționează și cu o aplicație pe care am reușit să o dezlușesc, care e aproape, relativ aproape de mine. Dar la 11 noapte, iată, mă întorc, am lăsat mașina, teoretic ar trebui să mă întorc pe la 6-7 dimineața să o iau încărcat. O să mă duc la 9, probabil că o să risc ceva, o amendă sau habar n-am, sau la 8 dimineața mă trezesc și primul lucru, nu fac pipi, nu beau cafeaua, mă duc direct să-mi iau mașina, un sfert de oră, vin cu ea încărcată și, pe urmă, poate să înceapă ziua.